Fiecare lucrare care se face în locul acesta să fie sub autoritatea lui Dumnezeu și atunci va fi binecuvântată pentru sufletele noastre. Haideți în prima rugăciune să venim să chemăm numele Domnului pentru ca dimineața aceasta să fie o dimineață de har, să fie o binecuvântare pentru fiecare suflet care vine în locul acesta. Haideți să chemăm așa cum stăm de picioare numele Domnului pentru lucrarea cine se înainte. Vă citesc Psalmul 4, care se găsește la pagina 555 în Sfânta Scriptură. Răspunde-mi când strig Dumnezeul în neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fiii oamenilor, până când va fi bașucurită slava mea, până când veți iubi de șertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Utremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi treceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu mi-ai dat multă bucurie în inima mea, mai multă bucurie în inima mea decât au ei când se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Amin. Păi mi se rog, om, locurile să dăm ocazia și frații care să n-au și să ridice. Mă face un fel. Yeah.
Acest copil a murit la vârsta de 18 ani, numai ce împlinise. Vă dați seama, dragii mei, ce tragedie într-o familie. Un singur copil. Dumnezeu a dat Fiul Său fiu pentru noi. Noi suntem datori să-i mulțumim Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a iubit așa la noi. Dacă Dumnezeu, care e Dumnezeu, a dat pe singurul Său Fiu, noi suntem datori să-i mulțumim pentru această jertfă deosebită pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca noi să avem viață, dragii mei. Vreau în dimineața aceasta să venim cu o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și ca punct de plecare să fie acest lucru. Suntem datori toată viața noastră să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile așa cum spune Cuvântul Domnului. Dumnezeu ne iubi. Dumnezeu ne iubește. De multe ori murmurăm că și Dumnezeu nu ne dă ceea ce noi ne dorim. Dar noi ar trebui mai degrabă să-i mulțumim că nu ne dă ceea ce noi merităm, dragii mei. Dumnezeu este așa de bun că dă ploaie și peste cel rău și peste cel bun. Dumnezeu te iubește pe tine și mă iubește pe mine și iubește și pe cel rău. El iubește pe toți oamenii. Și El vrea ca toți oamenii să se pocăiască și să aibă viață veșnică. În dimineața aceasta, dragii mei, fiecare dintre noi să privească în viața Lui, să vadă toate motivele pe care Dumnezeu mi le-a pus înainte să-i mulțumim. Nu ne-ar ajunge toate minutele vieții noastre să-i mulțumim Dumnezeu pentru tot ce face în fiecare zi. În fiecare clipă El ne are în vizorul Lui, ne poartă de grijă. În tumultul vieții acestea, dragii mei, la viteze de 100 de ceva de kilometri, dacă lumea o va acceda, viața noastră ar fi în pericol, dar Dumnezeu e bun, ne-a păzit. Care este partea frumoasă? Este că noi trebuie să privim și atunci când trecem prin încercări, printr-un necaz. Nu știm de ce Dumnezeu îngăde un necaz. Dar să știți că Dumnezeu știe pentru ce ne trece printr-un necaz. El vede mai departe decât putem vedea noi cu ochii noștri de carne. În dimineața aceasta suntem datori să venim înainte acestui Dumnezeu minunat. Să-i mulțumim pentru Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pentru noi și a dat această jertfă. Noi l-am păciucorit. Ce-ați face dumneavoastră dacă ați fi în locul unui tată care vede pe Fiul Său, care s-a jertfit pentru ca noi să avem pace, să avem eliberare, să fim eliberați de păcatul nostru? Măriți să fie Dumnezeu, că ne facem tot. Amin. Cum am meritat. În dimineața aceasta, vă invit, dragii mei, să mergem pe genunchi și cu tot ce avem, cu tot ce suntem, să-i mulțumim Dumnezeu pentru bunătatea Lui, care și-o mergește în fiecare dimineață față de noi. Ne-a dat pacea Lui. Ne-a dat bucurie. Avem numai datoria să ne lipim de El și El va purta de grijă în continuare, că este un Dumnezeu minunat. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să-i mulțumim Domnului din toată inima pe cine merită. Slăviți să fie Domnul. Thank you.
ajute să avem o inimă așa cum a cântat. Amin. În Psalmul citit, de la versetul 1 începem, spune cum. Răspunde-mi când strig Dumnezeul neputinirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmbare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Observăm că David avea impresia că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea lui și în dimineața aceasta aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mărturisire. Pentru ce rugăciune de mărturisire, noi de mult stricăm către Dumnezeu pentru cauze care Dumnezeu încă nu intră la lucru să lucreze și de multe ori cădem deznădăjduiți, dar s-ar putea, și este sigur, problema să fie de partea noastră. Prorocul Isaia, în capitolul 59, spunea că păcatele noastre pun în zi de despărțire între noi și Dumnezeu și de aceea rugăciunile noastre sunt împiedicate în a fi ascultate. De aceea, în dimineața aceasta, aș dori, dragii mei, să încercăm să privim în viețile noastre și să dăm înaintea Domnului tot ce noi simțim că n-am fost pe placul Lui. Este nevoie să ne mărturisim păcatele într-o lume ca aceasta, ca Dumnezeu, să ne asculte rugăciunea celor din urmă. La cina cea de taină, când Domnul Iisus a trebuit să spele picioarele ucenicilor, Petru, după o discuție cu Domnul Iisus, i-a zis, Doamne, spală-mi și capul și mâinile. Și Domnul i-a spus că n-ai nevoie decât picioarele să ți le spală. În ideea că pe timpul acela în Palestina, în zona aceea, când era invitat un iudeu în casa unui prieten, trebuia să se îmbăieze, să se spele peste tot. Și mai aproape de afară făcea ca el să fie murdar atunci când ajungea în casa respectivă. Iar gazda era obligat să-i pună mâinian, să-și spele picioarele ca să fie complet spălat, așa cum spune cuvântul din Domnul Iisus. Care este ideea în spatele acestei lucrări? Noi trăim în lumea aceasta plină de păcat. Putem să ne dăm noi că ne păzim. Putem să facem noi tot ce credem noi în puterea noastră, că putem face să ne ferim de păcat. Dar praful lumii de afară se lipește vrem de noi. Avem nevoie ca Dumnezeu în dimineața aceasta să se spere cu picioarele noastre. Noi am fost spălați. Atunci când am făcut un legământ cu Dumnezeu, am făcut o legătură cu Dumnezeu și se întâmplă uneori să mai cădem. Dar Dumnezeu în dimineața aceasta are milă de noi și vrea să ne spele picioarele, vrea să ne spele de păcatele noastre. Numai ca noi să ne recunoaștem mai înaintea Lui. Este nevoie să ne cercetăm. Este nevoie să vedem unde cădem, care este problema în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute să smulgem răul de la rădăcină, să nu mai păcătuim, să nu venim și mâine cu aceeași cauză, cu aceeași boală. Dar Dumnezeu e bun. Poate că sunt printre noi care nu au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Sau poate că ai un păcat mai mare decât te-ai mădărit mai mult decât pe picioare în alergarea lumii acestea. Dumnezeu ne-a pus la îndemână lucrarea de mărturisire pe care o putem face față de un frate, față de aleșii noștri în locul acesta. Dumnezeu să ne pună pe inimă să lăsăm la picioarele Lui toate greșelile noastre, toate păcatele noastre, tot câte cu voie sau fără voie. Avem nevoie să fim liberi ca să ne bucurăm în Iisus. Spune aici, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când se înmulțește rodul grâului și al vinului. Dragii mei, noi suntem plini de bucurie atunci când suntem liberi, când suntem scăpați de păcatul nostru și spălați de Domnul Iisus în sângele Lui. În dimineața aceasta avem această ocazie să venim înaintea Celui care poate să ne elibereze. Noi vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată, dragii mei. Haideți să lăsăm totul la picioarele Domnului.
care a răbdat totul pentru noi și ne iubește. În dimineața aceasta, El se va ocupa de noi, de sufletele noastre, ca să fie eliberate. Credeți lucrul acesta? Haideți în rugăciunea aceasta să mergem pe genunchi, să cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru toate greșelile noastre, făcute cu voie sau fără voie. Avem nevoie de iertarea Lui pentru ca să fim lideri. Și prăpastia care era între noi și El, zidul de despărțire, Dumnezeu să-L șteargă și noi să avem acces direct. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ierte în dimineața aceasta. Amin. Ne plecăm la rugăciune.
Este nevoie într-o vreme ca aceasta ca să strângem mândurile și să ne punem în slujba lui Hristos, că cel asta e voia Lui cu privire la noi. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim fiecare și să punem mai presus de eu nostru, să punem mai presus pe aproapele nostru. Să punem mai presus de dorința noastră de a fi mare, să punem interesul adunării, să punem interesul bisericii. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să ne punem în slujba Lui. Așteaptă de la fiecare, pe fiecare Dumnezeu am zestrat de ceva care poate ajuta la lucrarea bisericii. Într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu mă privește pe mine, te privește pe tine și așteaptă ca să lucrăm la unitatea bisericii. Este nevoie într-o vreme ca aceasta, vedem, sunt boli, sunt necazuri, nu știm ce aduce ceasul, vedeți familia aceasta. Ei sunt astăzi, poate cine știe. Mâine voi fi eu sau altul. Domnul să ne întărească într-o vreme ca aceasta, să ne gândim că nu este o nimica de a te ști în siguranță că frații tăi mijlocesc pentru tine. Dar trebuie și noi la rândul nostru să ne facem partea noastră. Ca și el la rândul lui să se bazeze pe ajutorul pe care eu îi pot da. Dacă tu pleci cu cineva la drum și tu ai besada mai goală, iar cel de lângă tine duce greu, stai de vorbă cu el, îi face bine numai, dacă numai pentru să îi facă, îi vorbești despre povara lui și întinzi mâna asta, cum nu ne însemna, poate altul la rândul lui vine și întinde și el mâna. Haideți să fim cu adevărat copii de Dumnezeu. Să simțim unii cu alții. Asta ne cheamă Dumnezeu. Se spune că în anii 1840 și ceva 50, un chimist pe nume Alfred Nobel a lucrat și a descoperit multe lucruri. Are 350 și ceva de invenții pe care sunt interpretate pe numele lui. Dar cea mai importantă a fost descoperirea dinamitei. Acest om, din întâmplare, într-o zi, într-un ziar local, apare expresia, propoziția vânzătorul de moarte e mort. Dar tot acest articol fusese reluat și era vorba despre fratele său care făcea experiențe cu tot felul de explozibili și la un moment dat 5 persoane care erau împreună cu el acolo în hangar unde ei lucrau la Mărișul. Acest om a fost bulversat și dacă până atunci el lucra pentru a vinde pentru război, din momentul acela el și-a pus viața ca tot ce face să lupte pentru pace și pentru și tot ce avea și toată averea lui, dacă cei care cunoașteți, există primul Nobel care el a pus și îl dat în fiecare an pentru oamenii care studiază, care lucrează în chimie, pentru pace, pentru literatură. Dumnezeu te poate schimba, mă poate schimba și pe mine. Dacă poate până astăzi m-am gândit la să mă atin, aceasta este principala cauza dezbinării, a neînțelegerilor care apar în poporul Domnului. Nu știm să ne raportăm. Ne raportăm totdeauna la Cel care este mai sus decât noi și vrem să-i luăm locul. Haideți să ne raportăm la, poate la cei care trec prin încercări, care poate sunt într-o vreme ca aceasta deznădăjdiți și au nevoie să fie ridicați. Dumnezeu ne cere ca și noi să punem umărul la lucrarea aceasta. Suntem copii de Dumnezeu și haideți să fim cu adevărat copii de Dumnezeu. Dimineața aceasta vă invit să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu să lucreze la inima noastră, să ne pună inima noastră într-o stare de bucurie a Lui. Să punem energia noastră în a sluji pe Dumnezeu cu adevărat și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să mergem pe genunchi și Domnul să cerceteze fiecare inimă. Ne-a pus de neșa fie
dimineața aceasta în casa Domnului, aș vrea să spun din toată inima și cu multă bucurie, binecuvântat să fie Domnul care se poartă cu bunătate cu noi. Frați și surori, am încheiat timpul de rugăciune, dar actul închinării noastre comune continuă. De aceea aș vrea să cerem ajutorul Domnului și peste partea de lucrare care stă în fața noastră. Avem nevoie de călăuzirea Lui, ca unii care sunt conștienți că despărțiți de El sau fără ajutorul Lui, nu suntem în stare nici măcar de o lucrare bună și folositoare. Avem nevoie așadar și vom cere această călăuzire, îl vom cere acest ajutor în rugăciune prin fratele Cosmin. Vă chem să deschideți împreună cu mine, cu reverență, cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 13, de unde aș vrea să citim trei versete care cuprind pilda năvodului. Ultima din cele 7 pilde din acest capitol 13, care vorbesc despre împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Pilda năvodului, de la versetul 47 la 49 inclusiv. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mar și jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și voi citi și versetul 50 de ușă. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și sprâșnirea dinților. Amin. Vă invit, dragii mei, să reocupați locurile. Vreau să vă spun un cuvânt de bun venit în dimineața aceasta, tuturor celor ce ați găsit de bine, să lăsați alte activități deoparte și în această zi deosebită, o zi de har, ați ales să căutați fața Domnului. Obișnuiam să spun un cuvânt de salut pentru cei, sau de bun venit pentru cei care erau prezenți în casa Domnului, dar vă mărturisesc că nu de mult m-am uitat la o transmisie dintr-una din bisericile din orașul Arad din România, o biserică pe care o cunosc foarte bine. N-am pornit de la început să mă uit, ci de la un anume moment, și am prins tocmai momentul în care păstorul bisericii adresa un cuvânt de salut și pentru cei care urmăreau transmisia prin internet. Vă mărturisesc că în momentul acela m-am simțit și eu cuprins între cei salutați, mi s-a umplut inima de bucurie și m-am gândit că lucrul acesta nu le-am prea făcut. Am uitat că, sau am ignorat faptul că și noi transmitem și că este posibil ca unii să ne privească și pe noi. Pot fi membri de bisericii noastre care în dimineața aceasta n-au putut să vină și vor urmări transmisiunea mai târziu. Pot fi rudenii de ale noastre în țară care se vor uita la transmisiunea noastră. Așadar, îi salut pe toți cei prezenți și îi salut și pe cei care ne urmăresc de la distanță. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin. În mod deosebit, însă îngăduiți-mi să spun un cuvânt de salut unei familii care ne vizitează. Venim din Statele Unite, statul Massachusetts. E vorba despre familia Cotlac, fratele Petru și sora Marieta. Îi rog să se ridice în picioare, pentru ca dumneavoastră să-i cunoașteți. Cred că sora Marieta este pentru prima dată în mijlocul nostru. Ați mai fost? Data trecută când fratele a fost? Voiam să spun că fratele a mai fost în mijlocul nostru, fratele Petru. Bine ați venit în mijlocul nostru și Domnul să vă binecuvânteze. Dacă aveți un cuvânt de salut, dumneavoastră, frate Petru, poate dumneavoastră, sora Marieta, o cântare pentru slavă Domnului sau o poezie, vă ascultăm. Ai un cuvânt de salut, frate Petru, pentru noi, din partea fraților din Biserica New Life Church? Special din biserică, nu o să vă spun nimic, dar vreau să citesc mai departe versetul pe care dumneavoastră nu l-ați citit, 51. Că aici întreabă, ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, a răspuns ei. Ceea ce vreau să vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră, ca să înțelegeți
din pasajul acesta ce a vrut Dumnezeu și ce vrea azi de la fiecare dintre noi. Rog ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Mulțumim. Vreo cântare, vreo poezie? Nu chiar acum, poate mai târziu, dar trimiteți-mi un bilet să știu. Dacă mai sunt și alți musafiri între noi, care poate sunt pentru prima dată sau poate au mai venit ocazional, la toți vreau să le spun un cuvânt de bun venit și doresc să se simtă bine în mijlocul nostru ca într-o familie a Domnului. Dacă aveți cântări sau poezii, mi-aduc aminte că cineva mi-a rămas dator pe o promisiune. La momentul potrivit, voi cuprinde și această făgăduință. Să lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. După cântarea comună, vom asculta orchestra și, cum am spus, aștept să mă anunțați dacă mai aveți și alte jertfe de oferit Domnului. Dumnezeu te-a creat, nu este.
Ne vom pregăti să ne chinem înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și vreau să vă reamintesc că am anunțat pentru duminica aceasta o colectă specială. Nu voi da detalii, dar știți despre ce este vorba.
Thank you.
să reocupați locurile, în continuare se va închina înaintea Domnului Corului de Fete cu o cântare. După cântarea Corului de Fete, sora Andrada va recita pentru slava Domnului poezie, apoi ascultăm încă o dată Corul de Fete și după a doua cântare a Corului de Fete, încă o dată fratele Teodoro, pe toți ne binecuvânteze. Amin. Amin. Thank you.
baladă, a doresc să vă las cu ultima piesă, care sigur că o cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră. Este o piesă evrească și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. Nădejde că Domnul va rândui să mai vii și când mai vii pe aici să ne vizitezi și pe noi. Te primim cu drag. Să-ți încredințezi un cuvânt de salut pentru frații din biserica în care ești membru, cât și pentru frații pe care îi întâlnești în călătorii. Aș vrea să dau loc în continuare fanfare să laude pe Domnul, după cântare fanfare, fratele Petru Burlat va lauda pe Domnul cu cântare, apoi ascultăm încă o dată fanfare și prin aceste slujiri. Amin. Amin. Astăzi este ziua când ferește bine, te stai cu Dumnezeu. Dacă ai pe iubă, dacă ați bine, vei fi cântatul meu. Hai să te ucizi, hai să vină, cum adevărul nu. Thank you.
Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Ne bucurăm să fim împreună astăzi cu dumneavoastră și doresc să cânt o cântare, dacă frații la instrumente pot să ne ajute să fie bine, dacă frații pot să afișeze și cuvintele ca și dumneavoastră, să puteți să cântăm împreună. Timpul cel din urmă a sosit acum și vreau să spun că și timpul acela pe care mulți dintre noi îl așteaptă, îl trăim acum, să nu aștepte alt timp, că și timpul acum îl avem, azi, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă auzi Cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, ci deschide inima, lasă intre Împăratul, ca să fii liber, să poți să te bucuri împreună cu Biserica lui Hristos. Un verset pentru fiecare dintre dumneavoastră în Apocalipsa 3:20, unde spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cena cu el și el cu mine. Astăzi este timpul, vremea pe care noi o așteptăm. Iisus Hristos stă și bate. Cel rău dă busna, intră cu sila, dar Iisus Hristos și astăzi stă la ușă și bate.
și poate vrea să-ți spună ceva, poate vrea să-ți vorbească ceva, dar din cauza că mintea noastră este ocupată în altă parte, Duhul Domnului nu poate să ne vorbească, pentru că și noi nu-L ascultăm. Și de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu, spunem, Doamne, vorbește-ne, vorbește-ne, și stă Duhul lui Dumnezeu la ușă și spune, dar cum vrei să-ți vorbesc dacă tu nu mă asculți? Dumnezeu să te binecuvânteze pe fiecare. Timpul cel din urmă a sosit acum, fraților, ca să ne pocăim. Firea pământească vrea să ne rupească, dar cu toți din sub să ne trezim. Iată, Domnul, frate, la inimă în spate, deschide și noi. Și trufia, pofta și mândria, alungă-ne de inima ta. Iată, Domnul, frate, la inimă spate, deschide și nu-l refuza. Lumea și trufia, pofta și mândria, alungă-ne. Thank you.
Pentru câteva momente, dragii mei, o să vă invit să-l ocupați locurile. Nu voiam să uit. Un cuvânt de salut voi încredința atât fratelui Teo, cât și familiei Grumar. Din a doua epistolă a lui Ioan, obișnuim să trimitem ca și cuvânt de salut pentru frați, versetul al treilea și versetul al optulea. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată de plină. Amin. Să vă păzească Domnul Iisus în călătorii și cu dragul ne așteptăm pe la noi. Următoarea noastră întâlnire în locul acesta, cu ajutorul Domnului, va fi după masă la ora 6. Aș vrea să vă invit, să vă rog să veniți într-un număr cât mai frumos, pentru că am vrea să fim cât mai mulți atunci când vom împlini această lucrare pentru fratele Tobias. Cu cât vom fi mai mulți, cred eu, rugăciunile noastre vor avea mai multe trecere înainte lui Dumnezeu. Nădăjduiesc. Să aveți o după masă binecuvântată, să vă fie Domnul Iisus binevoitor. Amin.